Doamne ajută, sperăm să câștige toată lumea să... V-am zis, în fiecare săptămână o să fie premii, câte 5 premii pe săptămână. Ca să fie treaba bună, să vă simțiți și voi iubiți. Prima noastră câștigătoare, Simona Stoian, care o să-i mânăm premiul super. Această pică de orică, uitați aici, oameni buni. O vioară mică de aș... avea toată ziua aș cânta, după asta chiar cânt, Simona și tu și toată familia ta. Vă pup. Acum, oameni buni, o sunăm pe Simona, uitați. O sunăm pe Simona să vedem ce zice. Hai să vedem. O super vioară, o super horincă care îmbată toată familia, vă garantez eu. Alo? Da, bună seara. Bună seara, sunt română. Simona Stoian? Da. Vasilică Citerașul te deranjează. Da, niciun deranj. Cu mare drag ați câștigat o vioară, o sticlă de horincă cu vioară frumoasă de la Maramureș. Oh, mulțumesc. Cu mare drag. Când vă găsim acasă ca să venim să o mânăm personal așa cu vioară, cu o cântare, da, cu ceva? Veniți până la Brașov? Bineînțeles, dacă trebuie, trebuie. Ah, ce drăguț. Cu mare drag. Mulțumim că ați cumpărat CD-ul nostru și... sperăm să vă placă melodiile. Nu, ne place, am și fost la dumneavoastră. Da? La pensiune? Da, da. Am înțeles. Am fost și chiar am zis că o să revenim. Vă așteptăm cu mare drag și sperăm să mai... poate mai câștigați un premiu, cine știe. O să fie extrageri de miercuri în fiecare seară. Da. Cu mare drag. Deci ne vedem săptămâna asta, vă sun și ținem legătura și să vin cu vioara. Cu sticla, de fapt. Cu sticla, de fapt. Să-mi bată toată familia de la sticla asta, vă promit. Oh, mulțumesc, cu mare drag și o seară frumoasă vă doresc la toată familia. Doamne, să rămână, la revedere, Doamne ajută. Numai bine. Da, oameni buni. Stop. Ați văzut, oameni buni, că am vorbit cu Simona. Deci e foarte încântată, s-a bucurat foarte mult. Și o să mergem să ducem vioara. Nu uitați să vă abonați dacă nostru de YouTube, să dați acolo subscribe, Vasilică Citerașul și Amalia Ursu și vedeți toate premiile în continuare. Vă pup și mulțumim tuturor! Doamne ajută! Vă salut, dragii mei prieteni, astăzi o scurăm pe câștigătoarea premiului de un sejur la pensiunea Vasilică Citerașul un weekend pentru Valentine's Day, împreună cu familia, o cameră dublă sau triplă, cum doresc ei. Și câștigătoarea după extragere, ați văzut cine a ieșit, se numește Elena Barani, de la Borșa, Maramureș. Hai să vedem cum se petrece. Să fie treaba bună. Uite-te, tati! Dacă nu-ți făcut semnul ăsta, tati. Uite-te, tati! Ai dat? Sună oameni buni pe doamna Elena Barani, să vedem despre ce e vorba, să vedem că, să-i spunem că o așteptăm la pensiune Vasilică Citerașul, să fie treaba bună. Hai să apelăm. Ce faci, Elena? Bine. Bine, tu ești bine, nu? Da, nu mai vorbim, nu filmam pe Selena, că nu știe să vorbească. Ea nu știe niciun cântecel, nu știe nimic. Liniște. Alo? Sărămâna! Sărămâna, doamne! Vasilică Citerașul sunt, vă pup! Sunt Paradina! Sărămâna, felicitări pentru premiu! Poate câștigați de seară o vioară sau mâine un PlayStation, ceva, da, un telefon, sau... da. Mai las și la alții, dacă nu. Am înțeles, perfect. Unde sunteți, în Borșa? Eu acum sunt în centru, da. În centru? Haideți că vin până la noastră să vă dau voucherul ăla. Să... Dar unde sunteți? Că vă aștept în centru. Așteptați-mă în centru atunci, uitați că vin acum. Dar unde? În parcarea la Beni? Da, super, super. Eu sunt parcată chiar lângă jocurile de noroc. Perfect, acolo, unde acolo plăcea și mie mai de mult, când nu eram măsurat. Să rămână, a? Când vedem, oameni buni, mergeți să dăm premiu! Da-ți la, stai în spate, că iară comentează lumea și zice că tu nu pui centura. Stai în spate și pui centura. Dar n-am nicio centura. Acolo, aia cu ei. Ce să mă pun, că nu știu. Vă pup. Să rămână, vă pup, Vasilică. Elena, Elena. O să vină cu soțul când va să fie acasă.
Păi acum avem, dacă vreți, de pe lăsa, dacă vreți, de buzi, ceva. O să-l fac cadou mai departe. Da. Bun, da? Și cum sunt toată lumea din partea mea? Păi da, are voucherul. De sâmbătă, în 13? Pe 13, da. Pe 13. Da. Mulțumesc tare mult. Când o să fie soțul acasă, da? O să vizităm, vă vizităm negreșit. Vă așteptăm în partea unui da. Atunci îl faceți cadou. Promet, oameni buni. Îl fac cadou soția, mai departe. Doamna nu vine sigur. Fără soțul, că soțul gelos. Nu-i acasă, nu-i acasă. Nu-i acasă și el gelos din fire, așa că trimite pe altcineva. Exact. Vă pupăm și vă mulțumim. Super, din totdeauna da? Le-am ascultat. Da, mulțumesc, da. Mulțumesc. Dar atunci v-ați făcut și cu soțul, da. Da, seamănă cu păcinul de la parte. Da. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult. Da. Să vă mulțumesc. Și mă, te face 18 ani. Da, de da. Putem, la mulți ani. Da. Băi, a fost așa 5 ani. Da? Da. Da. Bun. Bine, vă mulțumesc încă o dată. Îmi pare rău că n-am fost acasă, să veniți până acasă la mine. Da, bă, în Poiană stau. Da? Doamna știe că îi din Dobșa. Ia să te aduc de ora, bă, omule bun. Să vezi despre ce e vorba. Dacă îl desface mai aici. Uite, îl desface mai aici ca să nu ploie. Da. Chiar asta, nu s-o câștigă de toată soția. Asta-mi doresc, vioară. A, telefonul toată lumea are, știi? Telefon și, da. Asta e unicat. Probează, probează! Probează, Mariane! Nu știu s-o țin. Așa? Da, uite. Ai, bine, duce lumea că tai lemne. Nu am îndemână, da? Super, super, mulțumesc. Cu mare drag. Cu mare drag. Da, drag, drag. Hai să facem acolo aici. Cu mare ane. Auzi, când o închid, te pui tu la ora asta. Ce? Se pune, știi? Ca să nu joci. Și după ce cânti, destinge arcușul, știi, ca să nu fie strâns. Așa, să fie moale, să nu fie împotrat, știi? După aceea să dea pe bota aia, aici ai sacâzul, uite, sacâzul aici, îți dai pe arcuș, când vezi că nu cânte, când crezi, să știi că din cauza la sacâz, nu din cauza ta. Da, că nu știu. Auzi, sacâzul ăsta, de ce place să cânte? Am luat o chitară mică, deci cânte, domnule, o dă mie, tati, cântă, cântă, cum vorbesc eu. Așa era și eu. Că ne-am zis că îl dăm, vrem să-l dăm la muzică, când o să crească, dar nu știam la ce instrument. Deci chiar de aia nu mai vreți să alegi, știi? Dacă câștigă, mă, o să se bun prea mult. Lasă, cântă, să spun așa, dar auzi ce vreau să spun. Deci dacă faci, eu am avut 8 de oră tot așa, dar am avut numai primele două poți. După aia cânta măsura și n-avea nici părpa cu când arma cu bota, știi? Înainte să văd. După aia au văzut a mei că tătă jos cu doua la mai mă jucam și hai bă că-l dăm la vioară. Da. Fă-ne și o poză. Bun, sunt aici cu Marian, câștigătorul care câștiga vioara. El vioară a vrut, oameni buni, și ce a vrut, aia s-a vrut. Asta a fost să iasă. Să știți că e din familie de muzicanți. Să știți că și soția lui a fost cântăreață în liceu. Uite, la liceu de artă, cumnatul lui cântă și el. Și acum o să veți și el să fie în familie, că dacă tot e în familie, trebuie să cânte trebuie și el. Trebuie neapărat acum cu cadou ăsta, e un pas în un pas înainte, da. În viitor. În viitor, exact. Te ajută, da, te scrie acolo. Exact, bă, să vă eu la televizor. Să știi că n-are nimic, adică poți să-mi dai și la 27 de ani. Da. Cum știi, okay, păi cum? Oricum o să învăț că îmi place. Îți spune ce să înveți să cânt. Înveți o colindă ca să faci bani, știi? Da, exact. Înveți o colindă, înveți o colindă mea la colindă. După aia la anunță. Da, după aia nu mai trebuie. Vă deci, salutăm! Eu vă recomand să cumpărați CD-ul. Mulțumesc frumos! Câștigă premiile multe și... Și frumoase! Adică mult, și... Succes, ăsta e, să știi că ăsta e cel mai de suflet premiu. Da, pe cred că care o mașină, o crește, în telefon, crește, mașini, la, toată lumea are. Așa ceva, viara lui Vasilică Cicărașu. Aia, v-am pupat, oameni buni, și să ne vedem cu bine! Vă salut! Sănătate! Oameni buni, suntem aici, la Sighetul Mărmației, aici, la cardiologie. A venit la doamna Diana Poc să-i aducem premiu. Să rămână doamna Diana! Bună ziua! A câștigat premiu 34 pentru copii. Aveți copii? Da, două fete. Două fete, să două fișele, că sunt și cu mașini, și cu PlayStation, cu FIFA, cu toate. Vă pupăm și vă mulțumesc! Cum vă simțiți? Foarte bine, da? Câștigătoare! Da, am înțeles. Oricum am câștigat din prima, că ați cumpărat CD-ul și ați fost câștigătoare din prima.
Să aveți încredere că e ok. Da, deci pe bune, oameni buni, nu facem manevre, nu facem nimic. Vă scrie și săptămâna viitoare? Da. Da? Uite, vă scrie și aveți șanse, alte premii săptămâna viitoare, altă mașină, alt telefon. Vă pupăm și mulțumim frumos. Mulțumim, o zi bună. Da, bun, aici cu doamna Diana, vă pupăm, mulțumim frumos că v-ați înscris și să vă înscrieți și săptămâna viitoare. Să vă înscrieți pe bune, acum chiar a fost un cadou binevenit de ziua mea. Da, v-a zis că doamna Diana că pe 19 ziua ei, mai vin o dată cu Viola Secând, să fie treaba bună. Florile. Bineînțeles, da, cu buchetul de flori, bineînțeles. Vă pupăm, oameni buni, și Doamne ajută la toată lumea. Aha. Numai bine. Să știți că doamna Diana lucrează în linia întâi aici la noi, la spitalul din Sighetul Marmației. Sunteți pe mâini bune. Suntem pe mâini bune și treaba bună. Are două fete frumoase, să vă trăiască, să vă bucurați de ele. Mulțumim. Și Doamne ajută.